Această emisiune vă este oferită de Cristin. Bună seara, prieteni! Bine ați venit și în această seară în fața micilor ecrane la întâlnirea cu emisiunea Meet Milk, o coproducție a agenției Infogroup și a postului de televiziune Agro TV. Sunt Ilie Stoian, directorul editorial al agenției. Înainte de a vă prezenta invitata noastră din această seară, o rog pe colega mea, Veronica Usachi, din studioul 3, aflată acum, să vă prezinte știrile Meet Milk. Bună seara, prieteni! Sunt Veronica Ursache și iată care sunt știrile emisiunii Meet Milk. Aflat în degringoladă, cel puțin din perspectiva aprovizionării cu materie primă, afacerile din sectorul românesc al cărnii vor fi analizate în dezbaterea din finalul workshop-ului carne în după amiaza zilei de 30 mai a conferinței internaționale Meet Milk 2019. Pe lângă modificarea structurală a consumului, lucru care va fi pus sub lupă în acest punct al programului, celei de-a 8-a ediții a conferinței Meet Milk, dezbaterea va analiza în profunzime starea de fapt a producției de carne din România, precum și dependența pe unele segmente de importurile de carne, materie primă. La dezbaterea care va purta titlul Cine mai crede în sectorul românesc al cărnii, vor participa ca speakeri doamna Dana Tănase, director executiv ARG, doamna Mary Pană, președinte ACBOP, Ioan Ladoși, președinte APCPR și Sorin Mina, președinte Rom Alimenta. Detalii puteți afla accesând meet-milk.ro/conferință sau la telefon 021-223-2521, accesând ediția online a revistei Meet Milk sau intrând pe pagina de Facebook a aceleiași publicații. Uite ordinul, nu e ordinul. S-ar putea spune în legătură cu decizia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale referitoare la creșterea suinelor și semnată de domnul ministru Petre Daia, dar întoarsă din drum în ședință de guvern. Recent, MEADR a emis ordinul pentru stabilirea dimensionării exploatațiilor de suine pe teritoriul României, ordin promovat de domnul ministru Petre Daia și care era menit să diminueze piața neagră din acest sector, să pună în aplicare recomandările EFSA privind înlăturarea efectelor pestei porcine africane în România. Însă, în ședința de guvern, doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru al României, i-a cerut oficialului MEADR să retragă acest ordin. Referitor la retragerea lui, domnul Sorin Mina, președinte Rom Alimenta, a declarat pentru redacția Meet Milk că ordinul inițial era perfect corect. Doar prin această reglementare se putea preveni plimbarea de porci dintr-un județ în altul, despre care statul nu știe nimic, iar revocarea lui este un lucru cât se poate de grav. ANSVSA desfășoară controle la nivel național pentru verificarea respectării condițiilor sanitar-veterinare și de siguranță alimentelor, referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea și comercializarea ouălor provenite din comerțul intracomunitar. În aceste activități de control, inspectorii ANSVSA colaborează cu reprezentanții Poliției Române. Controale se desfășoară atât în trafic, cât și în centre de ambalare a ouălelor, depozite frigorifice, unități de procesare, etc. din România. În situația în care, în urma controlelor efectuate, se constată că ouăle provenite din alte state membre ale Uniunii Europene și destinate comercializării pe teritoriul național nu îndeplinesc normele în vigoare, DSVSA-urile județene, respectiv al municipiului București, vor dispune aplicarea măsurilor care se impun, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Comisia Europeană va tripla cota de export fără taxe vamale a Ucrainei pentru pieptul de pui dezosat, dacă această țară va fi de acord cu anumite taxe de import pentru pieptul de pui cu oase. În acest sens, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Global Meat News că a ajuns la un acord cu Ucraina privind păsările de curte, care va fi transmis spre aprobare Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European.
Acordul prevede ca toate cotele fără taxe vamale pentru pieptul de pui dezosat să poată fi ridicate de la nivelul actual de 20.000 de tone la aproape 70.000 de tone. În schimb, Ucraina trebuie să înceteze să mai folosească ceea ce a fost descris ca o lacună atunci când gigantul de păsări de curte, MHP, a exportat fără taxe vamale piept de pui în os către instalațiile sale europene și pe care le-a procesat beneficiind astfel de avantaje catalogate drept neloiale de piața europeană. Acestea au fost știrile Mitmilk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc! Îți mulțumim, Veronica. Mai avem încă un pas, minutul comercial. Haideți să vedem ce ni se propune în această ediție. Haideți! Baroncini, o firmă cu o experiență de peste 60 de ani în proiectarea și construirea de linii de abatorizare și prelucrarea cărnii. Pe lângă liniile industriale, datorită colaborării cu firma Sim Technology, Baroncini a dezvoltat printre primii din Europa abatoare modulare pe container. Baroncini vă ajută la realizarea proiectului, dar și pentru a proteja investiția dumneavoastră, fiind prima firmă din România care a propus clientului și sisteme pentru a rezolva problemele cauzate de protecțiile de slabă calitate. Baroncini propune de 15 ani soluții tehnice de protecții din tehnopolimer care dau o siguranță durabilă în timp. Ușor de montat de către tehnicienii Baroncini, fixarea se face direct pe pardoseală cu sisteme brevetate. Flexibilitatea barierelor de protecție din tehnopolimer protejează panourile și în condiții de lovituri extreme. Sistemul amortizat de fixare garantează integritatea pardoselei și în cazul unor solicitări puternice. De asemenea, Baroncini oferă sisteme brevetate pentru magazine cu rafturi, sisteme care protejează rafturile fără a solicita pardoseala. Experiența Baroncini este o garanție pentru investiția dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, accesați www.baroncini.ro. A trecut și momentul comercial. Mulțumim colegilor de la marketing, mulțumim Baroncini, rețineți informațiile din clip. Îmi face mare plăcere să vă prezint pe doamna Mary Pană, președinta Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România, revenită în platoul emisiunii noastre. Bună seara, doamna Pană! Bună seara, mulțumim mult pentru invitație! Dumneavoastră, telespectatorilor, vreau să vă spun că am revenit cu invitația către doamna Pană, pentru că în această seară dorim ca să abordăm un subiect mai puțin discutat, noi cel puțin în paginile revistei Mitmilk și în fluxul zilnic de știri am dat multe vești despre tema asta, mai precis Brexitul, însă vom aborda și alte subiecte care s-au adăugat așa în agenda în ultima perioadă și până să ajungem la Brexit, doamnă, din păcate, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani asupra produselor lactate și pe urmă asupra produselor din carne în general, și carnea de cal. Și, bun, ăla a fost un scandal internațional. Bag seama că pe plan intern, de vreo două săptămâni, a început o campanie agresivă împotriva produselor din carne de pui și a puiului românesc. Ce credeți că se întâmplă? Și noi am simțit această agresivitate care este dusă în flux continuu pe foarte multe canale. Ce ne deranjează că vorbim de canale de știri la ore importante, când se difuzează tot felul de elemente care practic nu sunt adevărate și nu corespund tehnologiei și la ce se întâmplă în fermele de păsări la noi. Această campanie anti-carne de pasăre, pot să-i spun așa, corespunde unei campanii românească, da. Corespunde unei campanii agresive a Comisiei Europene vis-a-vis de importurile de carne de pasăre din Ucraina, importuri care se vor tripla
în următoarele zile. Și noi pe site-ul Midmilk am dat știrea asta. Comisia Europeană este de acord cu triplarea contingentului fără taxe, da, cu condiția ca ucrainienii să accepte taxarea cărnii de pasăre în os. Da, este adevărat, numai că vedeți, din Ucraina, în primul rând, vin componente de piept împreună cu spinare și cu aripi, care ajunse în anumite state, sunt dezmembrate și vândute pe piese, deci de aici un beneficiu. În același timp, Ucraina și-a făcut secții de tranșare în Olanda și de acolo puiul ucrainean sub marca europeană circulă în toată Europa. Au unități de procesare și în Slovenia și în România și... Da. Comisia deci, chiar a caracterizat ceea ce face Ucraina din punctul ăsta de vedere ca beneficiind de avantaje materiale neloiale. Da, noi considerăm că este o concurență neloială pe față. În perioada în care în România avem o supraproducție de pasăre și mai avem și aceste campanii care nu știu de unde vin, anti-pasăre românească. Care par a fi ale unor amatori, însă, de fapt, sunt cât se poate de profesioniste. Sunt profesioniste, vă spuneam mai devreme... Din perspectiva dezinformării. Da, da, și sunt agresive pe toate planurile și fac în primul rând o concurență neloială. Pot să vă spun ca medic veterinar că am fost în multe abatoare de pasăre de la noi din țară și nu se întâmplă așa ceva. Deci tot ce vedem nu este adevărat. Efectiv mă întreb cum dau voie să realizeze astfel de emisiuni. Cum poți tu, lângă un pui românesc, să pui un copil cu o anumită stare de obezitate și să spui că este din cauza hormonilor de creștere din pui? Oare s-a întrebat cineva, carnea din Ucraina este controlată pentru acești hormoni? Știm foarte bine că Ucraina utilizează făinuri proteice în alimentația păsărilor. Cred că aici ar trebui să facem controle, așa cum fac cei din Marea Britanie la carnea de pasăre. În Marea Britanie nu intră în consum niciun pui până nu este verificat lotul din care provine. Sau cum face acum ANSVSA-ul controlând loturile de ouă. De ouă. Ne-am bucurat foarte mult de acest lucru. Da. În sfârșit se mișcă ceva. Pentru că să nu uităm și acel scandal fipronil, da, care a afectat mult producătorii de ouă din România, nu a adus atingere achizițiilor de ouă din alte state membre și mai ales din Polonia, care au circulat și și-au dublat vânzările pe fondul scăderii disponibilității consumatorului din România pentru oul românesc. Din păcate. Din păcate. Și acum cinstit vorbind, și din cauza, aș spune, lipsei de reacție a producătorilor români, pentru că nu au venit cu campanii de informare. Noi am publicat pe site și lucrurile astea, am făcut apel, am sprijinit de fiecare dată companiile din domeniu, însă nu prea vedem reacție din partea firmelor. Da, ce să spun, este foarte, foarte greu să reacționezi când ești strâns la mijloc, când vezi că producția o ia în jos și când te așteaptă gaura neagră a falimentului. Da. Ați cuantificat în astea două săptămâni eventual pierderile pe care sectorul avicol le-a suportat? Pierderile sectorului avicol pe parte financiară se apropie de 20%, ceea ce este foarte mult. În ultimele două săptămâni? Nu, pardon, în ultimele două luni. Am două înțeles luni. Greșit. Bun. Da.
Așa, păi e foarte mult. Foarte mult. Bun. Rețineți, dragi telespectatori, carnea de pui din România este sănătoasă. Eu, cel puțin, am știut lucrul ăsta și am și scris lucrul ăsta. Am văzut ferme, am văzut cum sunt crescuți pui. Cumpărați cu toată încrederea carnea de pui din România sau preparatele din carne de pui, pentru că sunt cât se poate de sănătoase. Atenție mare la importuri. Și când vorbim de Ucraina, chiar vorbim de import. Ce facem însă cu carnea de pui din import, care este procesată și transformată aici în produs finit? Pe partea de procesare este o discuție mai veche și nu m-aș axa numai pe partea de carne de pasăre, ci pe toate cărnurile. Într-adevăr, aducem din alte state membre cantități mari, utilizăm carnea românească în cantități foarte mici. Din ce în ce mai mici. Din ce în ce mai mici. Odată, datorită culturii de a aduce din alte state membre, datorită prețurilor competitive. Prețuritează cultura. Și eu credeam că prețul este pe primul plan, dar odată cu pesta porcină africană, odată cu perioade de scădere extraordinară a prețului, am avut o săptămână când am vândut din fermă cu 3 roni pe kilogram. Și totuși nici atunci nu s-a produs o creștere a utilizării cărnii din România în procesare. Da, domnul să ne vină minte la cap. Haideți să intrăm în tema principală a acestei ediții, Brexitul. Deși foarte, foarte multă lume nu a vorbit și n-am înțeles de ce nu a vorbit și din punctul ăsta de vedere agroalimentar, Brexitul va avea un impact foarte, foarte mare. Acum este în continuare o perioadă incertă. Discuțiile, dacă se poartă, se poartă numai din perspectivă politică, însă haideți să vedem din punct de vedere economic ce se va întâmpla pe zona noastră de interes, pe zona dumneavoastră de activitate. Dacă mi-ați permite, vă rog, încă un minut, pe zona laptelui și lactatelor, se așteaptă chiar președintele European Dairy Association, săptămâna trecută, a anunțat o posibilă apocalipsă pe piața laptelui, cu mari dereglări de piață. Ce se va întâmpla pe zona cărnii? Pe zona cărnii, raportat la relația comercială Marea Britanie-Uniunea Europeană, impactul va fi dezastros și aduc în discuție, în primul rând, forța de muncă. Se preconizează o pierdere de locuri de muncă de 32.000. La nivel de Uniune Europeană? Da, la nivel de Uniune Europeană. Tarifele vor crește enorm, datorate în primul rând controalelor veterinare întărite și transportului. Pentru controalele veterinare, UECPV a estimat pe fiecare transport o creștere de mai bine de 600 de euro, ceea ce este enorm. Vor scădea dramatic achizițiile din Uniunea Europeană de către Marea Britanie și invers. În condițiile în care sunt serioși importatori și de carne, materie primă și de produse. Da, Marea Britanie este o piață premium. Da. Nu acceptă decât produse de calitate deosebită, produse ambalate în mod deosebit și, cum vă spuneam mai devreme, foarte bine controlate. Marea Britanie este un mare consumator, deci și un mare importator de carne. Cu toate astea, tot din studiul realizat de curând de colegii noștri de la UECPV, pot să vă spun că achizițiile Marii Britanii din Uniunea Europeană de carne de vită, în paranteză spus, carnea de vită se preconizează a fi cea mai afectată în perioada... Și Irlanda, la fel, cea mai afectată. Din câte știu, exporturile Irlandei către Marea Britanie înseamnă 80% din total. Da,
Da, deci, vor fi foarte afectate. Uniunea Europeană își va scădea exporturile către Marea Britanie de carne de vită, se preconizează cu 85%, deci mai rău ca Irlanda. Tot pe acolo, undeva mai sus, un 87% carne de oaie, porcul 57%, iar pasărea, atenție, 87%. Oh, enorm. Deci este enorm și asta înseamnă și o reorientare pe piața britanică. Înseamnă o reorientare de urgență către alte piețe, pentru că, din păcate, România suferă foarte mult și pe partea de negociere. Deci nu avem o structură de negociere care să ne ajute, unu, și doi, avem și o lipsă de vizibilitate și de credibilitate, din păcate. Din păcate. Bun, ca să vă întreb care va fi impactul asupra României, acest Brexit, pe zona de carne, în preambulul acestei întrebări, încă o întrebare. Nu cumva se va crea un surplus de carne materie primă pe piața europeană, fapt care va prăbuși prețurile? Iar lucrul ăsta să-i determine pe procesator să aducă din intracomunitar pe piața românească și atunci producătorii de carne din România, fermierii, crescători de animale pentru carne, să ajungă în pragul falimentului? Ne gândim că Brexitul pentru România va fi o mare piatră de încercare, în principal pe industria cărnii de pasăre. Avem societăți importante care exportă, care au relații comerciale cu Marea Britanie consistente de ani de zile. Acest motiv este un motiv de laudă pentru România, pentru că nu oricine poate intra pe piața Marii Britanii și să se și mențină acolo ani de zile. Pe celelalte segmente nu cred că vom fi foarte afectați, pentru că noi carne de oaie nu dăm în Marea Britanie. Piața de porc a scăzut atât de mult, se apropie de 40% produs din necesarul de consum. În niciun caz, în următorii, știu eu, să nu fiu prea pesimistă, să spun 10 ani, să spun 6 ani, nu cred că vom face export spre alte state membre. Pe bovină este altă problemă. Sunt state membre mari consumatoare de carne de bovină, carne care se împarte practic pentru noi români în două mari categorii: vițelul și carnea de calitate. Carnea de calitate este încă la noi o nișă, deci o afacere de nișă, deci nu ne gândim că va exploda și vom avea o supraproducție. Iar carnea de vițel, carnea care se vinde foarte bine și cu prețuri bune, în special vițelul de lapte, merge din România mai ales spre Italia și spre Franța. Bun, ce se întâmplă la nivelul Ministerului Agriculturii? Știu că s-a înființat un grup de lucru care să pregătească acest moment Brexit, însă... Da, acest grup de lucru, din care face parte și asociația noastră, s-a înființat în anul 2017, odată cu primele reacții. Era coordonator domnul Potor, domnul secretar de stat Potor. Au fost niște informări. Noi, la rândul nostru, am trimis informări către minister, tot ce am primit de la Bruxelles. Deocamdată nu ne mișcăm. Păi și atunci, mai ales în condițiile în care trebuie să ne găsim alți beneficiari.
Ce să spun, este un semn de întrebare foarte mare legat nu numai de Ministerul Agriculturii, ci și de întreaga media. Eu nu am sesizat decât informații slabe, rare, în afară de dumneavoastră. Noi chiar am dat. Nimeni nu se ocupă de Brexit. Avem un șir întreg de link-uri de încă de acum 3 ani de zile. Da, noi la fel, când am avut timp, am informat prin pagina noastră de web, prin Facebook, despre pericolele Brexitului și, în primul rând, despre posibilitatea unui Brexit dur. Bun, preluăm discuția după minutele de publicitate. Colegi, repede publicitate, pentru că revenim în platou.